sunt agravate de o legislație a muncii rigidă, care necesită a fi schimbată. În primul rând, vorbim despre condiții rigide privind la capitolul concedierii angajaților, dar și prevederi clare în capitolul cu legislația muncii în ceea ce ține de orele suplimentare lucrate, angajarea part-time, conflictele de interese, ceea ce împiedică, de fapt, întreprinderile să fie flexibile, să se reorganizeze și să investească. Drept rezultat, Republica Moldova este plasată pe locul 93 din 144 de state, conform raportului global al competitivității recent, la capitolul practic de angajare și concediere, ceea ce iarăși dezavantajează foarte mult investitorii, în special investitorii mari care vin, care au nevoie de un volum foarte mare de forță de muncă. O altă problemă este insuficiența halilor industriale echipate corespunzător. În plus, marea majoritate acestor sunt amplasate în zone nepotrivite din punct de vedere a disponibilității forței de muncă. Și iarăși această problemă este agravată de anumite probleme birocratice legate de procesul împovărător de construcție, de obținerea a documentelor permisive pentru construcție și de conectare la electricitate și alte rețele. În plus, prețurile de închiriere a acestor spații industriale nu sunt mult mai mici comparativ cu alte țări din regiune, deci nu avem aici un avantaj competitiv, sau mai bine zis, problemele legate de infrastructură nu sunt compensate de avantajele de preț. O altă problemă ține de partea fiscală.